O dublă crimă a îngrozit în acest weekend o localitate din România. Două femei, mamă și fică, au fost ucise cu sânge rece, iar principalul suspect este o fetiță de doar 13 ani. Vecinii cred că femeile au fost omorâte pentru bani. Anchetatorii au aflat detalii șocante în dosarul dublei crime din Botoșani, unde două femei, mamă și fică, de 82 și 54 de ani, au fost găsite fără suflare în casa lor, cu răni îngrozitoare pe tot corpul. O fetiță de numai 13 ani, ani este bănuită în acest caz, care a îngrozit o întreagă comunitate. Însă mărturia fetei prezintă un alt scenariu al acestui caz înfiorător. Un vecin care venea zilnic să le aducă de mâncare celor două femei a văzut în curte trupul bătrânei de 82 de ani. Victima ani mișcată. Bărbatul a alertat poliția când și-a dat seama că femeia era moartă. Când anchetatorii au ajuns la fața locului, au descoperit că în casă se afla și al doilea cadavru. Era fica bătrânei, o femeie de 54 de ani cu handicap locomotor. Fusese ucisă chiar în patul pe care nu îl părăsea niciodată. Criminaliștii au găsit și arma crimei un cuțit de bucătărie. Urmele i-au dus la suspectul principal, o fată în vârstă de numai 13 ani. Copila venise în zonă cu mama sa, în urmă cu 2 ani, la iubitul femeii. Mama bărbatului o botezase pe victima de 54 de ani de acum. Această legătură de rudenie făcuse ca adolescenta să ajungă în casa celor lor două femei ucise acum ca să le ajute la cumpărături și în gospodărie. De câtva timp victimelor le lipseau niște bani din casă, o acuzaseră pe fata de 13 ani că i-a furat și chiar o amenințaseră că se vor duce la poliție. Mama copilei a trimis-o pe fica sa la victimea acasă ca să își susțină iarăși nevinovăția în fața lor. Mama fetei spune că fica sa i-a povestit că ajunsă ajuns în curtea femeilor. A văzut doi bărbați care se certau cu ace și că ar fi fugit speriată. Apoi povestea capătă detalii pe care anchetatorii trebuie să le confirme. Tot mama fetei spune că la poliție fica ei bănuită de crimă ar fi declarat că ajunsă în curte la cele două femei ar fi văzut o scenă ciudată. Bătrâna de 82 de ani își ataca se fica cu un cuțit. Adolescenta susține că i-a luat bătrânei cuțitul din mână și apoi a plecat. Așa s-ar explica prezența amprentelor ei pe arma crimei.